Ziua 136. Găsește-ți timpul și un loc potrivit și hotărăște-te să meditezi. La început este dificil, dar ai răbdare. Nu e nevoie decât de răbdare și fii plin de speranță, optimist, pentru că este doar o chestiune de timp. Este ca atunci când pui semințe în pământ. Nu te poți aștepta ca vlăstarele să răsară a doua zi. E nevoie de timp. Vor răsări la momentul potrivit. Ele nu se ghidează după așteptările tale. Urmează o lege a lor. Au legea lor intrinsecă, propria lor natură. Vor aștepta anotimpul potrivit. Vor aștepta poate și norii, ploaia, primăvara. Fiecare om deține semințele meditației, dar nu poți prezice când vor încolți și vor crește. Trebuie să ai răbdare și să meditezi fără să te frământi gândindu-te dacă vei reuși sau nu. Într-o bună zi, brusc, din necunoscut, vlăstarele meditației vor crește. Tot timpul se întâmplă ca un miracol, nu cresc treptat, tot timpul are loc un fenomen brusc, se întâmplă precum în cazul apei, o încălzești și o tot încălzești și doar la o anumită temperatură se evaporă. La 90 de grade este încă apă, apă fiartă, dar tot apă. La 100 de grade, brusc, nu mai este apă. Așa funcționează meditația. Așa că nu fii descurajat. Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți oameni încep să mediteze și nu reușesc. Mulți încep, dar după doar câteva zile trag concluzia că nu funcționează. Nu e vorba aici de a reuși sau a eșua. Continuă să meditezi independent de ce se întâmplă. La fel cum zilnic faci duș sau mergi la culcare. Nu te obosi să vezi dacă ai succes sau nu, dacă câștigi ceva sau nu. O baie este bună în sine, are valoare intrinsecă. Brusc, meditația devine ca o baie interioară. Te simți mai bine, mai centrat, mai înrădăcinat. Iar dacă poți să aștepți, vei vedea că într-o bună zi vine ca o explozie, ca un fulger. Din acea clipă nu mai ești la fel. Din acel moment nu mai ai nevoie de meditație. Ești în meditație, indiferent ce ai face. Respirația este o meditație. Mersul este o meditație. Mâncatul este o meditație. Meditația devine pur și simplu natura ta.